În județul Bihor, medicii și-au derulat programul obișnuit de lucru, în pofida faptului că în țară colegii au declanșat o grevă generală, la inițiativa Federației Sindicatelor Hipocrat și Camerei Federative a Sindicatelor Medicilor din România în oradea niciunul dintre medicii din spitalele Consiliului Local, Municipal și Județean nu a intrat în grevă japoneză. La noi nu a adoptat această formă de protest niciun coleg din spitalele municipalității. A declarat pentru bihoreanul președintele în exercițiu al Colegiului Medicilor din Bihor. Nici măcar medicii de familie nu fac grevă japoneză, deși ar fi vrut să se solidarizeze cu colegii din spitale. În Bihor nu avem structuri sindicale afiliate celor care au inițiat protestul, iar pe de alta parte, medicii de familie, nefiind angajații nimănui, nu pot face grevă. Ca urmare, ne desfășurăm activitatea după programul normal. Am fi vrut să ne solidarizăm, dar cu cine? A declarat și președintele Asociației Medicilor de Familie din Bihor. Singura excepție de la indiferența față de protestele anunțate la nivelul țării, o fac în Bihor medicii de la Spitalul CFR, subordonat Ministerului Transporturilor, însă ponderea acestora este extrem de mică în totalul celor peste 2000 de de medici din județ.